eu sunt Ana din nou și ca să mă revanșez, o să mai fac un clip. De data aceasta m-am gândit să fac favoritele lunii și să-mi aduc produsele și să începem. Deci, da, să începem. Nu sunt prea multe produse, dar una, două, trei, cam 6 produse, dar da, decât să fac multe și să vorbesc repede peste ele, mai bine fac cu puține și vorbesc mai încet. Da. Începem cu deodorantele, pentru că sunt două, trei. Începem cu acesta de la Nivea. Invisible for Black and White. 48 de ore. Deci mai am cam atât, Daniel. Nu se vede la cameră, dar este foarte puțin. A avut 50 de mililitri. Este o drăguță, este cu... Da, nu știu. Este așa cu rotiță. Miroase drăguț. Da, ce pot să spun despre el? Dacă e favorit, înseamnă că îmi place. Încă acesta de la Garnier Mineral. 48 de ore. Ultra dry. Nu. Alcool. Antiperspirant. E tot așa cu rotiță. Și nu, pe acesta pot să spun că l-am terminat. Miroase foarte frumos, miroase. Foarte fresh. Și da. A avut tot ca acela 50 de mililitri și da. Are așa căpăcelurile foarte drăguț și da. Foarte drăguț. Mai am chiar foarte puțin din el. Cred că mai pot să-l folosesc decât de vreo 5 ori. Se termină. Un spray antiperspirant din gama Go Fresh Dove. 0% alcool, antiperspirant deodorant, e cu gref, cu grapefruit și flori de lămâie. Fire de lămâie. Asta are 75 de mililitri. Și da. În șutan, aluminiu. Acesta miroase extraordinar de bine. Deci l-am terminat. Nu are gol-goluț. Gol. Este gol-goluț. Nu a scos nimic. A scos acum un puf. Miroase extraordinar de bine și da, e minunat. Acum trecem la produse de îngrijire și continuăm cu un șampon de la Head & Shoulders Classic pentru păr normal. Are 250 de mililitri. Am luat varianta mică pentru că am crezut că nu o să-mi placă dacă este clasic. Are un miros bestial. Miroase extraordinar de bine și pot să spun că m-am spălat alaltăieri pe cap și încă mai miroase părul la acest șampon și e foarte drăguț. Părul e, are mult volum, da, acum l-am prins într-un coc. Are mult volum și stă cum îl aranjez fără să-i dau cu fixativ și asta îmi place cel mai mult. Și da, e foarte bun. Acum vă voi arăta și să pun. Da, este din aceasta de la Dove. Erau 4 săpunuri și am dat 2 lire și 60 de pi pe ele. 2 lire și 60 de pi. Stați să scot un săpun pentru că mai sunt 2. O secundă. Da, se pare că până la urmă am reușit. Așa este unul. Beauty Cream Bar, cremă hidratantă. Stai, asta nu-i cremă. Nu știu. Are 100 de grame.
Și da, e foarte răut să-l desfac. Cum poți să fie atât de răut forma lui și mirosul foaiei meu? Bine, este mirosul natural, dar mie îmi place mirosul natural, da. L-am scos. Deci, cum poți să fie atât de drăguț cu porumbița aici? Cum poți fi atât de micuț și... Oh, super drăguț! E foarte drăguț. Extrem de drăguț. Oh, îmi vine să-l mănânc. Deci, zici că e plastic. Iar un miros foarte. Zici că e plastic, pur și simplu. Eu am tentația uneori când iau un săpun, dar ne începeam tentația să-l vreau să-l rup. Să... Ah! Zici că e de plastic și... Ah! Ceramic. E foarte drăguț. Da. Mai am un singur produs în care sunt mai multe produse. Da. O secundă să pun chiuturi, da, la loc. Da. De fer și nevătămați. Și mai am acest kit de puse de la Nivea. Este foarte drăguț. Și da. E superb. O să vă arăt și ce se află în el imediat. Da, acolo mai vedeți niște spray-uri, pentru că da. Așa este acest kit. Acest kit și conține lip butter-ul original, care este acesta, care conține ml. Să vorbesc despre fiecare în parte. Deci, are un miros wow, ce pot să spun. Atât pot să spun despre el. Un miros hai de capul meu. Este superb. Nu prea l-am folosit eu prea mult, dar nu vreau să-l termin. Uitați cât de mic este. Ah, pot să-l acoper cu mâna și... Ah, e super drăguț. Mai conține tot calibrate Rosberry Rose, care este acesta. Rosberry Rose, care are și tot acesta. Tot 19 ml. Acesta l-am folosit mai mult. Și da. De aici vine mirosul, are un miros extraordinar de drăguț. Din câte văd, este cu ceară microcristalină, mă rog. Da, este foarte rău și nici ăsta nu vreau să-l termin. Cred că o să-mi recumpăr de 10.000 de ori. Să continuăm. Mai este acesta Essential Care. Este așa. Da, și acesta. Da, a intervenit eu, trebuie să mă grăbesc. Acesta este Pearly Shine. Very nice. Da, și ne vedem în următorul videoclip. V-am pupat. Nu mai am baterie la cameră, o liniuță și trebuie să plec neapărat. Pa, pa!